Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Prea cuvioasă părintestare, cuvioși părinți, frumoși și binecuvântați bine, drept credincioși, suntem în Duminica a 18-a, după pogorârea Sfântului Duh. Evanghelia de azi, sau Duminica de azi, stă sub numele de pescuirea minunată. Mi-a venit un cuvânt în minte al Sfântului proroc David: auzului meu vei da bucurie și veselie. Așa cânta David Dumnezeului Avram, Isaac și Iacob, Dumnezeului său, pentru cele ce auzea de la Duhul Sfânt, pentru cele ce îi spunea Duhul despre Mântuitorul nostru Iisus Hristos, tainele cele ascunse ale Preasfintei Treimi: auzului meu vei da bucurie. Tot cuvântul care vine de la Dumnezeu este un cuvânt care te umple de bucurie. Și să știți că nu este o bucurie ca aceea când ți-a lovit țarina sau ți-ai cumpărat o pereche de boi, ai luat un examen sau ai câștigat la loto, ci este o bucurie care satură, care copleșește inima, trupul și sufletul, mintea și toate mădularele. Aceasta este bucuria lui Dumnezeu, care, iată, vine prin cuvânt, prin cuvântul, prin Fiul lui Dumnezeu și prin cuvântul pe care l-ați auzit astăzi la Sfânta Liturghie. Evanghelia se tâlcuiește vestea cea bună, vestea cea bună care ne-a dat nouă și ne dă nouă nădejde că suntem fii și moștenitori al lui Dumnezeu și vom fi împreună în împărăție. Noi împreună, noi între oaltă și toți împreună cu Dumnezeu. Astăzi Sfântul Evanghelist Luca, doctorul elin, doctorul și istoricul cu educație elină, cel care a scris una din cele patru evanghelii și de asemenea Faptele Apostolilor, și nici nu se putea altfel ca ucenic al Sfântului Apostol Pavel să nu scrie atât de frumos, atât de înălțător, ne bine vestește nouă astăzi despre un moment în lucrarea Domnului nostru Iisus Hristos pe pământ. Un moment în care se afla în patria sa, în Galileea, acolo unde atâtea minuni a făcut, atât a propovăduit, atât a vindecat, atât a învățat și peste toate acestea atât a iubit. Ne spune Sfântul Evanghelist Luca că se afla pe marea, pe malul Mării Galilei sau lacul Genizaretului. Este un lac mai mare, căruia nu se vede marginea și de aceea îi spuneau mare. Și era Mântuitorul acolo îmbulzit de oameni. Din nou, iată, îl găsim într-o împrejurare în care mulțimile se îmbulzeau ca să îl vadă, să-l atingă sau să-i asculte măcar cuvântul. Și de mulți ce erau, atât l-au îmbulzit că ajunsese în buza mării. Și de acolo, de acum, trebuia să intre în apă, nu mai avea unde să meargă. Și nimic întâmplător,
două luntre, două bărci pescărești se apropie de mal după o noapte de trudă, cu patru din cei 12 apostoli, Petru și Ioan, Petru, Ioan și Iacov, care era însoțit de Iacov, era însoțit de fratele său, și Petru, am uitat de cine era însoțit. Se apropie aceste bărci și Mântuitorul îi spune lui Petru, iată, trage corabia la câțiva metri de mal ca să vorbesc cu oamenilor, să mă audă oamenii și să pot să-i cuprind pe toți. Pentru că, iată, nu mai este loc aici. Și Petru se supune imediat și le vorbește oamenilor. Le vorbește cuvânt de învățătură, dar mai mult decât atât, îi hrănește pe oameni. Și vom vedea că îi hrănește, pentru că, deși este vorba de o nereușită materială, să spunem, este o minune deosebită, aceea a pescuirii minunate. Și să nu ne închipuim aici că este vorba de pești sau numai de pești, ci este vorba de mult mai mult decât atât, de suflete. Și rostește un cuvânt de învățătură, un cuvânt minunat despre care Sfântul Evanghelist Luca nu ne spune mare lucru. Probabil că este copleșită întâlnirea aceasta de o minune care nu mai lasă loc pentru alte vorbe. Și terminând cuvântul, Mântuitorul îi spune lui Petru, Petre, du corabia, du barca mai în larg și aruncă mrejele. Ei, vă puteți închipui, Petru care s-a trudit toată noaptea și fiind pescar încercat, din asta își câștiga traiul. Deci cunoștea acest meșteșug și-o fi zis în mintea sa, dar și cu cuvinte a zis, învățătorule, rabi, ești învățător iscusit de cuvinte, faci mari minuni, dar iată, eu sunt un pescar amărât, din asta îmi trăiesc, îmi câștig existența, din asta trăiesc, iar eu cunosc meșteșugul acesta. Dacă noaptea, când e timpul de pescuire, n-am putut să fac nimic, atâta trudindu-mă, cum o să meargă acum ziua? Nu mai avem nici nădejde. Și totuși ne spune Sfântul Evanghelist Luca așa, că se îndoiește pentru de faptul că ar putea să mai prindă ceva, poate că a și cârtit în inima sa, și totuși îi răspunde Mântuitorul, pentru cuvântul tău voi face ascultare. Și cunoașteți cu toții, ați auzit, se depărtează, aruncă mrejele și prinde atât pește, atâta pește, încât încarcă și cealaltă luntre și se întorc la mal, mai să se scufunde, ne spune Evanghelist, atâta pește în puțin timp. Și văzând ei o asemenea minune, Petru, mai cu seamă, se smerește atâta, dându-și seama cât o fi cârtit în inima lui, așa cum poate că mulți dintre noi facem. Atunci când cunoaștem cuvântul Evangheliei, cunoaștem poruncile lui Dumnezeu, știm ca și creștini ce avem de făcut, dar în chip paradoxal, în chip, dacă vreți, scandalos, nu putem să facem lucrul acesta. De ce? Pentru că ni se pare că este împotriva firii.
este împotriva minții, este împotriva rațiunii. Dacă îi spui unui om care suferă de o boală incurabilă, de una zi a venit o doamnă, avea urcat scările cu un cadru și am încercat să o ajut. Și spunea că are osteoporoză, are, mă rog, era deja o formă avansată, un cancer și avea și dureri teribile. Și a zis, pe unde n-am fost? Ce n-am făcut? Dar la Sfântul Maxul ați fost? Ei, dacă doctorii nu m-au făcut bine, dacă cei mai mari specialiști și profesori nu m-au făcut bine, ce nădejde mai pot să am eu? N-am îndrăznit să o întreb că avea vreo 70 de ani dacă se spovedește, dacă se împărtășește. Asta nu ca reflex sau ca tic social, că dă bine și că așa, așa e bine, așa am auzit de la părinte. Și pentru că acolo este, sau acela este trupul și sângele, acestea sunt trupul și sângele Mântuitorului, cu adevărat, îi se dă nouă, nu să ne atingem de el, nu în cuvânt, nu în gest, ci întreg trupul său și întreg sfânt sângele său. N-am îndrăznit să o întreb. Poate că jena aceasta atât de convențională nu este ortodoxă, nu este creștină, sigur nu, pentru că ar fi trebuit să fac totul ca să-i spun cine este Iisus Hristos, cine este tămăduitorul, cine este doctorul trupurilor, dar mai mult de atât, cine este doctorul sufletelor noastre. Pentru că iată, era, să zicem așa, la apusul vieții. Dacă ne luăm de după cuvintele Scripturii, anii omului 70 și așa mai departe. Dar ar fi trebuit să fac totul ca să-i vorbesc despre Hristos. Cine este Hristos? Numai că rușinea aceasta sau jena aceasta nu sunt de la Dumnezeu. Sunt de la diavol. Și astea lucrează pe mândria omului. Omul, din cauza mândriei sale, că oare ce va zice? Oare ce îmi va spune? Oare cum mă va primi de acum? Și atunci am lăsat să treacă. Și eu cu ale mele și Dumnezeu cu ale ei. Și cu ea cu boala și eu cu ulmița goală. Și spuneam că noi, asemenea lui Petru, asemenea apostolilor, care n-au crezut că după 3 zile va învia, ci au fugit atunci când l-au arestat, n-am îndrăznit nici la proces poate să vină și sigur la cruce nu i-am găsit. Deci asemenea apostolilor, nici noi nu putem crede că iată singurul care poate să ne vindece pe noi, singurul care poate să ne dea nădejde, singurul care poate să ne dea bucurie, fără de care nu putem face nimic, după cum însuși spune, este Domnul nostru Iisus Hristos, unul din Preasfânta Treime. De una zi vorbeam cu un domn, profesor, fost profesor universitar, și vorbeam despre ideologii. El era profesor de marxism și vorbeam despre comunism versus, dacă vreți, democrație. Și pe mine mă plictisea foarte tare discuția, pentru că era atât de seacă și nu știam cum să sar, totuși într-un mod delicat, de la ideologii omenești, ca să nu le spun mai mult, că tot ce se denime cu ism, cam vine de la vrăjmași, cum să sar la atât de sublima noastră învățătură de credință. Și până la urmă am spus, totuși, nici democrația, nici comunismul nu rezolvă în niciun fel problemele. Iată, tot ce a creat, când vorbea despre cât avere adunase poporul român în perioada comunistă. Și am spus, da, dar praful s-a ales. Pentru că cine nu adună cu mine, spune Mântuitorul, risipește. Iar ei n-au adunat cu Dumnezeu.
ce au adunat în numele unei ideologii, în numele unui partid și, în definitiv, în numele unui om care se numește stăpân sau dictator sau cum vreți să-i spuneți. Un om care nu iubește oamenii, ci în cel mai bun caz îi pune la treabă și găsește un loc de muncă, ceea ce nu e rău. De asemenea, partea asta alaltă, o altă ideologie care are așa o spuză, dacă vreți, de bunăstare, de libertate. Dar despre asta nici nu vreau să vorbesc, că de acum, prin toți porii ați simțit, cei care sunteți mai în vârstă, și cei comunismul, și cei democrația. Și atunci am îndrăznit să-i spun, bine, dar cine nu are o legătură cu Iisus Hristos, cine nu cunoaște Ortodoxia, este ca și mort. Și dintr-o dată s-a fracturat tot dialogul, tot discursul, pentru că n-a putut să primească. Eu am spus, nu mă interesează nimic din toate astea. Pot să vină peste noi și păgânii cei mai răi, după cum au fost și altă dată în perioada cea dinainte. Și să ne stăpânească, să ne ia și tot. Dar așa cum spunea Părintele Arsenie, împărate, poți să mă omori, dar nu poți face nimic. De ce? Pentru că nădejdea mea este la Hristos și puterea mea de a sta împotrivă vine din puterea lui Hristos. Și când îi spuneam acestea, s-a întristat și m-a lăsat la masă, deși pusese un pahar de vin din cel mai bun. Și n-am mai băut nici vinul și am plecat. Și astăzi, de fapt ieri, când am citit Evanghelia de astăzi, mi-am dat seama ce se întâmplă, ce mecanism extraordinar se declanșează în sufletul omului și în mintea omului. Iar acest mecanism, atât de paradoxal, este, dacă vreți, frica și sau rușinea. Și vedem astăzi la Petru, marele Petru, pescarul care abia își ducea existența de pe o zi pe alta, pescarul care va ajunge să cucerească două imperii desculți cu mâna goală, aflându-se în fața acestei minuni și în fața Mântuitorului, care probabil îl privea cu blândețe și cu iubire, stătea rușinat și spune așa, Doamne, ieși de la mine că sunt un păcătos și nu ai ce să cauți la mine, nici ochii nu am voie să-i ridic la tine. Asta seamănă puțin cu rugăciunea Vameșului, dacă vă amintiți, care stătea undeva în spatele bisericii și căutând la pământ, nu îndrăznea nici ochii să-i se ridice și bătându-se în piept, bătându-și pieptul lui, spunea, Doamne Dumnezeule, ajută-mi mie păcătosul. Doamne, iartă-mă pe mine, că uite cine sunt. Și Petru, în acel moment, își dă seama de cârteala lui, de faptul că rațiunea lui și toate gândurile sale nu-i slujesc la nimic și îl prinde o binecuvântată rușine, văzându-se pe sine și prin aceasta se arată că harul îi descoperă lui cine este cu adevărat, cât de mare păcătos este. În clipa aceea vede în adâncul inimii sale noianul de păcate. Cine este el ca om? Petru. Deși era totuși un om credincios, un om smerit, ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul, care știa Scripturile. Și totuși, văzând adâncul de taină al Dumnezeirii, pentru că el va fi cel care va spune, Tu ești Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Fericit ești, Petre, că nu carnea sau sângele ți-au descoperit ție acestea, îi va spune Mântuitorul. Deci adâncul cel de taină al Dumnezeirii îl vede Petru cu ajutorul harului, cu ajutorul ochilor duhovnicești și de aceea se smerește încât îi spune, Doamne, pleacă de la mine, ieși de la mine, că nu sunt vrednic. Nu că îl alungă pe Domnul, ci că el ar vrea să se ascundă de rușine, așa cum odinioară s-a ascuns Adam după ce a păcătuit. Când Domnul în răcoarea serii spune și îl cheamă, Adame, unde ești? De ce te-ai ascuns? Mi s-a făcut rușine. Dar de unde știi tu de rușine?
că doar eu te-am îmbrăcat în slavă. Cum ai putea fi dezbrăcat? Au oare te-ai depărtat de mine? Au oare nu mă mai iubești? E asemenea lui Adam și Petru și noi până la sfârșitul veacurilor. Pescuirea minunată este un cuvânt, sau am auzit un cuvânt a unei doamne minunate, doamna Aspazia Oțel Petrescu, la care am fost cer un cuvânt de înțelepciune. Și am zis că aș vrea să pescuiesc tot pământul acesta într-o plasă. Și mi-a zis, dragă, acum este vremea convertirilor minunate, adică a pescuirilor minunate. Pentru că nu tu pescuiești, ci Dumnezeu prin tine, prin fiecare dintre noi, dar numai cu voia celuilalt. Cum ați auzit data trecută la Evanghelie, cine vrea să vină după mine, cine vrea. Și iată-l pe Petru în genunchi, în fața Mântuitorului, plângând, cu corabia plină de pește, cu barca plină de pește, care nu-i mai folosește la nimic. Pentru că, la sfârșitul Evangheliei, arătându-i că au lăsat toate și i-au urmat Mântuitorului. Deci, de fapt, pescuirea aceea minunată, corabia aceea plină și smerenia sa nu sunt într-o legătură materială, ci duhovnicească. Nu l-a mai interesat nimic din cele materiale. Nici măcar să permanentizeze această minune. Doamne, uite, eu o să fiu ucenicul tău, dar de fiecare dată când merg la pescuit, tu să nu fii barca. Și atunci eu te voi mărturisi pe tine că ești făcător de minuni. Nu. Petru se transformă cu totul dintr-un om pământesc, dintr-un om care raționează, dintr-un om care raționează în sens material, se recuprinde pe toate material, se transfigurează, se schimbă într-un om duhovnicesc. O schimbare care este nesfârșită, bineînțeles. E un început aici. Și Petru mărturisește despre el că este om de nimic. Și vă spuneam, povestindu-vă de profesorul acela care atunci când am început să-i vorbesc despre Iisus Hristos, a zis, ca și grecii altădată în Areopag, despre acestea vom vorbi altădată. Nici măcar atât cum mi-a spus, ci pur și simplu s-a întunecat la chip sau s-a întristat și a plecat. Și de ce? Vă spuneam de un mecanism. Omul, în preajma lui Dumnezeu, aharul, în preajma cuvântului, dacă are puțină sinceritate, dacă conștiința nu este adormită de tot, se înfricoșează, așa spune Sfântul proroc David, sau dacă nu mă înșel, Solomon, că în începutul înțelepciunii este frica lui Dumnezeu. Solomon spune, deci, că frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Pentru că atunci când vezi cine ești, când vezi că nu ești nimic, când vezi că nu poți nimic, când vezi că tot ce ceri nu poate fi împlinit decât dacă îngăduie Dumnezeu și din puterea ta nimic nu poți să faci, când le vezi pe toate acestea, îți dai seama că ești o existență ținută în ființă de iubirea lui Dumnezeu. Iubirea lui Dumnezeu este cea care te înfricoșează. Spun că frica lui Dumnezeu este începutul înțelepciunii și să înțelegem din aceasta nu o frică așa cum te-ai speria când treci noaptea pe lângă un gard și te latră un câine. Sau nu atunci când ai găsit, Doamne ferește, în casa ta un poț. Ci este o frică binecuvântată, împletită cu respect, recunoștință și dragoste. Ați auzit ce frumos se spune la Sfânta Liturghie? Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă. Apropiați-vă de cine? De mine. De viață. Eu sunt cel care vă țin în viață. Eu sunt cel care vă dau viață. Eu sunt cel care vă voi da viața veșnică, spune
Mântuitorul Iisus Hristos. Și spun așa, că atunci când ți se face frică, dacă conștiința este adormită și nu este sinceritate, atunci îi pui mâna în pieptul lui Dumnezeu și spui, nu vreau să aud despre asta. Am fost la un notar și îmi povestea dumneai despre acte, despre texte juridice, despre asta, crezând că poate să aibă un dialog cu mine. Și măcar că și eu sunt de profesie jurist, nu auzeam și nici nu mă interesa, că totul e standard, de fapt. Și eu încercam să-i spun de Dumnezeu, de Maica Domnului. Și la un moment dat m-a oprit și a zis, vă rog, opriți-vă, pentru că mă deprim. Și am zis, Doamne, adică noi ne umplem de bucurie când auzim cuvântul lui Dumnezeu. Și altul se deprimă. Și am zis, poate e o neputință de-a mea, poate e o slăbiciune de-a mea. Și nu știu eu să răspândesc cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu eu să pun sămânța. Nu sunt eu un agricultor bun. Nu sunt eu un pescar. Sau sunt un pescar de nimic. N-am nici cârlig la umță. Și totuși, când vorbești de Domnul nostru Iisus Hristos, cât ai fi de slab, cât ai fi de nepregătit, dacă ai o minimă sinceritate, dacă ai puțină iubire, nu se poate să nu reverbereze ceva în sufletul celuilalt. Și atunci mi-am dat seama și ieri și altă dată, dar mai cu seamă ieri, mi-am dat seama că cel care nu vrea să primească cuvântul lui Dumnezeu este cel care este speriat de Dumnezeu. Este speriat pentru păcatele sale. Întocmai cum a spus astăzi Petru, întocmai cum a spus Adam, se comportă ca niște copii. Nu. Nu vreau. Poate nu e adevărat. Poate nu există judecat. Pentru că acestea toate, dacă mergi pe firul lor, dacă primești harul, atunci acestea toate te duc la alte întrebări și alte întrebări și intri în adâncul tău de taină, te cercetezi și îți dai seama că nu poți să te tragi din maimuță. Ce blasfemie! Chipul acesta lui Dumnezeu, chipurile acestea atât de frumoase ale oamenilor. Cum poate fi așa? Sigur că nu poate fi așa. Și le spune Mântuitorul, ei înfricoșați de data aceasta, cu hambarele pline, cu bărcile pline, cu conturile pline, dacă vreți, ca promisiune, să zic, sau potențial, ei totuși stau speriați și înfricoșați, văzând asemenea minune și dându-și seama în fața cui stau. Și atunci le spune Mântuitorul, nu vă înfricoșați. De ce să vă înfricoșați? Iată, v-am umplut vouă bărcile. Iată, de acum veți fi dintre cei înstăriți. Și ei cred că îi răspund Mântuitorului sau nici n-au curajul să-i răspundă. Să mă iertați, nu adaug la Evanghelie, pentru că asta e mare păcat. Dar ne închipuim că nu asta mai vroiau. De aceea, citind inimile lor, Mântuitorul le spune, de acum vă voi face pe voi pescar de oameni. De ce era nevoie de pescar de oameni când pescarul cel mai mare care ar fi putut să prindă în plasă toată omenirea se află acolo. Ei bine, Părintele Arsenie și toți Sfinții Părinți ne spun, și întreaga tradiția Bisericii ne spune că iubirea este criteriul de mântuire și nu ne putem mântui fără aproapele nostru. Mie ne-a zis un părinte pusnic, când m-am dus la el, s-o părăsc pe soția mea. Că așa fac bărbații, știți? Și zicea părintele acesta, suntem și noi bărbați ca toate femeile. Și vreau să o părăsc și mi-a spus, înainte să îndrăznesc să deschid gura, mi-a zis, singur nu te mântuiești. Și dintr-o dată mi-am dat seama că acesta este adevărul. Hristos este adevărul, Hristos este iubirea, pentru că iubirea te mântuiește. Și iubirea de aproapele te mântuiește. Criteriul de mântuire este iubirea, deci. Și ne-a făcut pe noi, pe toți, pescari de oameni între noi. Pe unii, având preoția sacerdotală, sacramentală, adică preoția aceasta cu hirotonie, iar pe ceilalți, pe toți, având preoția universală.
Adică ce înseamnă aceasta? Că tu, omule, fiecare, ca să te mântuiești pe tine, trebuie să îți bată inima pentru aproapele. Trebuie să vibrezi la durerea aproapelui, să plângi atunci când plânge el și să râzi, să te bucuri de bucuria lui. Părintele Petroniu Tănase, Doamne, cât sfinți poate să dea poporul acesta. Ne spunea, când era mai copilaș, așa, cu mintea, nu cu vârsta, că ca și cum acum am fi mai maturi, ne spunea că noi eram foarte exuberanți și spuneam, părinte, vrem să mutăm munții din loc, noi vrem să revoluționăm lumea aceasta, să-i facem pe toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Deci ce să facem? Adică vreau să facem, dar nici nu știam ce să facem. Și Părintele Petroniu ne-a spus, se știe că dacă ai salvat un om, un suflet de om, te-ai mântuit. Iată cuvânt care vine de la Duhul. Pentru că toți și pe toți creștinii, Dumnezeu ne-a trimis la propovăduire, la pescuire minunată. Și într-adevăr, cu adevărat, vedem că astăzi sunt timpuri de pescuire minunată, de convertire minunată. Oameni care n-au auzit niciodată de Iisus Hristos, mi se pare curios, dar așa este, n-au auzit fiindcă n-au vrut. Oameni care niciodată n-au intrat într-o biserică. Oameni care au fost, poate doar la propriul botez, și slavă lui Dumnezeu că poporul acesta este botezat și curunat. Astăzi devin apostoli, devin mărturisitori, devin propovăduitori. Oameni care odinioară erau copii de atei, de persecutori comuniști, au lucrat la canal aici, la mănăstirea Poarta Albă, să ridice o mănăstire în cinstea preoților, în cinstea celor care și-au dat viața a martirilor pentru numele lui Iisus Hristos. Aceasta este pescuirea minunată. Ei bine, și la aceasta ne cheamă Mântuitorul pe toți. Vei spune ce treabă am eu. Asta este treaba bisericii. Aceasta este treaba bisericii. Dar cine este biserica, fraților? Se poate lipsi cineva degetul cel mic de la picior? Am auzit că dacă n-ai un deget de la picior, îți pierzi echilibru, nu mai poți să mergi bine. Biserica este trupul mistic, trupul tainic al Domnului nostru Iisus Hristos, fiecare dintre noi, fiecare cu darul său, cu mai multe daruri sau cu mai puține daruri cunoscute sau neștiute, dar fiecare dintre noi este trimis la pescuire, mergând învățați toate neamurile. Noi acum suntem după 70 de ani de amestecătură, după 70 de ani în care numele lui Iisus Hristos s-a auzit ca un ecou și a fost foarte bruiat, extrem de bruiat, mai ales în educație. Cu cât erai mai educat, cu atât te depărtai mai tare de Mântuitorul. Ei bine, este nevoie de secerători, este nevoie de pescar, pentru că, iată, balta e plină de pește, iată, secerișul e mult și secerători puțini. Să nu așteptăm de la preoți sau numai de la preoți. Și spuneam un cuvânt minunat al Sfântului Apostol Petru. Răspunsul său la ceva ce părea imposibil. Doamne, eu am pescuit toată noaptea, dar pentru cuvântul tău mă voi duce și voi arunca mrejele. Aici aș îndrăzni să spun că fiecare dintre noi, preoți și mileni împreună, putem să umplem corăbile, adică bisericile,
pești, cu oameni, cu credincioși, dar numai cu o condiție. Pentru cuvântul tău, ascultând cuvântul tău, pentru că degeaba propovăduiești cele ale lui Hristos și faci cele ale lui Satan. Degeaba ai un cuvânt minunat când inima ta este captivă lucrării diavolești. Deci nu contează până la urmă atât de mult în ce fel te prezinți, cum arată CV-ul tău, ci cum arată inima ta. Iar ca să poți fi pescar cu adevărat, întâi de toate trebuie să scapi tu din plasă și vorbesc în aceasta, în plasa în care e prinsă toată lumea astăzi, ca să poți să pescuiești minunat. Trebuie mai întâi tu să schimbi mintea și inima pentru ca să strălucești înaintea oamenilor sau ca să fii sarea bucatelor. La aceasta ne cheamă Mântuitorul nostru Iisus Hristos astăzi, la pescuire minunată și închei cu cuvântul Părintelui Petronu Tănase. Este cunoscut lucru că dacă ai salvat un suflet, te-ai mântuit. Lucrați așadar, pescuiți, deși v-ați trudit toată noaptea, iată cum s-a făcut lumină și la lumină cel mai bine se poate lucra. Domnul și Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos să vă binecuvinteze, să vă dea mreje puternice, undițe bune și momeala cea mai bună ca să puteți să nu să-i momiți, ci să-i ajutați pe oameni astfel încât să vă bucurați de fața și de slava lui Dumnezeu. Amin. Amen.